În fiecare an, la 40 de zile de la învierea Domnului, creștinii ortodoxi sărbătoresc înălțarea Mântuitorului. În bisericile ortodoxe a fost oficiată Sfânta Liturghie la care au luat parte credincioșii respectând regulile impuse de autorități în starea de alertă în care ne aflăm. Preoții slujitori au predicat atât despre învierea Mântuitorului cât și despre înălțarea Domnului. Din suflet împreună cu ucenicii tăi cântăm către tine, Iisuse, cel ce te-ai înălțat de-a noi la cer, nu ne lăsa pre noi sii. Învierea Domnului Hristos este, de fapt, demonstrată în arătările Domnului Hristos după înviere. Noi nu știm cum a avut loc învierea, n-a avut loc în văzul tuturor, doar coborârea sufletului la iad. Acolo știm că a fost o primă înviere cu sufletul a Domnului Hristos, adică când a eliberat pe toți drepții Vechiului Testament și acolo a întemeiat în iad împărăția lui Dumnezeu. Când i-a spus în Harului, vei fi cu mine în Rai. Deci Raiul a luat naștere în iad, de fapt, coborârea Domnului Hristos la iad. Și sigur că da, putem să ne întrebăm, era oare posibil să nu aibă loc înălțarea? Putea să nu aibă loc înălțarea, pentru că și învierea și înălțarea sunt două stări ale Domnului Hristos, în care trupul deja este îndumnezeit, nu mai are însușirile capacitățile firii omenești obișnuite. Ați văzut că și la înviere, dânsul trecea, Domnul Hristos trecea prin ușile încuiate, prin piatră, prin mormânt, prin tot ce se putea ivi în calea lui și apărea și dispărea și noi nu știam nimic despre dânsul. Asta înseamnă că deja trupul lui avea alte dimensiuni. Adică o dimensiune transfigurată, pe care noi nu o înțelegem nici acum, și abia atunci când vom fi și noi în înviere. Sigur că da, spun Sfinții Părinți, Sfântul Grigore Palama, deosebirea între praznicul învierii și praznicul înălțării este la nivelul nostru al umanității, acela că noi toți vom învia, fie buni, fie drepți, fie păcătoși sau mai puțin, fără de lege sau de toate felurile și stările. Învierea o vom gusta toți la acea de-a doua venire, dar înălțarea cu trupul la cer, doar puțin, doar aceia care s-au învenicit de această transfigurare a stării noastre pe acest pământ. Înălțarea Domnului este un praznic împărătesc, care ne prezintă mutarea Domnului de pe pământ la cer. Timp de 10 zile, creștinii ortodoxi se salută cu Hristos a înălțat și se răspunde adevărat s-a înălțat.